Evenimentul istoric care se va desfășura în țara noastră pe 1 iunie așează Moldova la masa de discuții a statelor europene, un loc pe care l-au câștigat pe merit cetățenii noștri. Pe 1 iunie, țara noastră va fi gazda summitului Comunității Politice Europene, un moment simbolic care reprezintă atât o recunoaștere internațională pentru țara noastră, cât și o responsabilitate imensă. Comunitatea Politică Europeană este un for înființat anul trecut, unde liderii europeni discută soluții la cele mai urgente probleme ale Europei, precum sunt securitatea, stabilitatea și reziliența energetică. La 1 iunie, în satul Bulboaca, în cadrul complexului vitivinicol Castel Mimi, țara noastră va avea onoarea, pentru prima dată, să găzduiască aproximativ 50 de șefi de state și guverne și oficiali ai Uniunii Europene. Vom pune în dezbatere chestiuni vitale legate de război și pace, de viitorul Europei, de viitorul celor 750 de milioane de oameni ce muncesc pe continentul european, adică și de viitorul Republicii Moldova, ca stat european ce și-a ales drumul său ferm spre Uniunea Europeană. Pentru acest obiectiv muncim. Vrem să fim parte integrantă a pieței europene. Vrem să vindem tot mai multe produse moldovenești în țările Uniunii Europene. Să ne conectăm la rețeaua de transport europeană, așa încât moldovenii să poată călători mai ușor, mai ieftin și mai repede. Dorim să contribuim la o Europa mai bine conectată și mai stabilă. Vrem să demonstrăm că suntem un partener de încredere, gata să contribuie activ la consolidarea unității și securității pe continentul european. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, summitul are o semnificație majoră. Este o recunoaștere internațională și o oportunitate de a întări legăturile noastre cu țările europene, cu lumea liberă. Este și un mesaj foarte clar că Moldova nu este singură. Prezența celor 50 de lideri europeni la Bulboaca spune răspicat că Moldova are prieteni numeroși și puternici, care ne susțin în dorința noastră de a menține pacea și stabilitatea acasă, în regiune și pe tot continentul european. În aceste vremuri dificile, când Rusia continuă să ducă un război inuman împotriva Ucrainei, sprijinul diplomatic oferit de acest eveniment este de neprețuit. Țările europene nu vor abandona Republica Moldova în nicio circumstanță. Pacea și democrația în țara noastră vor fi protejate. Acest eveniment este important și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Liderii statelor membre vor fi aici și ne vor cunoaște mai bine. Pentru noi este un prilej să arătăm că suntem un popor pașnic, muncitor și demn, aliniat la valorile europene. Este meritul vostru, al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, de acasă și din diaspora, că Europa va veni la noi acasă. Acest summit oferă o oportunitate de excepție pentru a ne afirma angajamentul neechivoc față de reformele pe care le realizăm pentru a deveni, în viitorul apropiat, o țară membră a Uniunii Europene. Astfel, summitul reprezintă o investiție în viitorul Moldovei. Toate instituțiile statului, la toate nivelurile, înțeleg valoarea acestui eveniment. Succesul și mândria noastră a moldovenilor, în urma summitului, depinde de contribuția fiecăruia dintre noi, a tuturor. Întreaga lume va avea ocazia să ne vadă așa cum suntem, omenoși, deschiși la suflet, dar principiali față de valorile în care credem, liberi în gândire și respectuoși față de cei din jur, disciplinați și încrezători în viitorul țării noastre. Vom arăta că în momentele cheie ale istoriei noastre știm să fim uniți și curajoși.
Avem de ce să fim mândri că suntem gazda acestei reuniuni istorice. La Paris, la Viena, la Varșovia și la Roma, în toate capitalele, se va discuta în curând despre Republica Moldova. Bulbaca va deveni localitatea moldovenească ce a găzduit 50 de președinți de state, prim-ministri europeni. Dintr-o zonă necunoscută multora, Moldova va deveni pe 1 iunie centrul Europei. Să ne implicăm cu toții pentru a arăta că Republica Moldova este un stat democratic, puternic, responsabil și dedicat integrării europene. Că Moldova este o țară frumoasă și că Uniunea Europeană va fi mai bogată cu Moldova parte din ea. Aceste lucruri le vom spune răspicat și pe 21 mai, la adunarea Moldova Europeană, când toți cetățenii adunați în Piața Mare Adunări Naționale își vor arăta sprijinul pentru calea europeană aleasă de țara noastră și pentru un viitor european al copiilor noștri. Aceste lucruri le vom spune ferm și încrezători pe 1 iunie tuturor președinților, prim-ministrilor prezenți în țara noastră. Moldova are voința și capacitatea să devină un stat puternic, egal printre țările lumii, o țară care știe să apere valorile europene, să participe la asigurarea securității în regiune și să întărească întreaga Uniune Europeană. Moldovenii sunt auziți și respectați. Suntem mândri de locurile în care ne-am născut și vrem să facem parte din familia europeană. Moldova se ridică și toată lumea va vedea acest lucru. Vă mulțumesc!